Mbappé este un star tânăr care de-a lungul carierei sale a câștigat multe trofee, reușind să câștige Cupa Mondială în 2018. Însă cu toate acestea, PSG îl ține cu dinți să nu plece de la PSG și să se ducă la Real Madrid. Așa că în videoclipul de azi o să se mână cariera lui Mbappé și o să vedem ce o să reușească să facă. E bine, suntem la Paris Saint-Germain în Franța, aici cu Mbappé, care o să-i preluăm cariera și o să vedem ce reușește el să facă. O să fie interesant să simulăm multe, multe sezoane cu el pentru a vedea cât de sus o să ajungă și ce trofeu o să reușească să câștige. Însă, înainte să începem, trebuie să setăm niște obiective pentru Mbappé ca să fie mai interesant. E bine, și primul obiectiv pentru Mbappé este ca el să aibă în arsenalul său 20 de trofee câștigate în afară de Balonul de Aur. Mbappé trebuie să câștige un Euro și un World Cup. Mbappé trebuie să câștige 5 baloane de aur. De asemenea, el trebuie să aibă 5 ghete de aur. Mbappé trebuie să ajungă la 99 overall. Mbappé trebuie să câștige 3 Champions League-uri, iar el trebuie să aibă 250 de goluri și 100 de asisturi. E bine, acestea sunt obiectivele. Eu zic că Mbappé o să le reușească pe toate pentru că este un star și un jucător foarte bun. Însă, înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, Mbappé clar e la PSG aici, unde este într-o echipă destul de interesantă a PSG-ului. Vine aici însă că sunt mulți strikeri, el clar o să prindă primul 11 pentru că na, este Mbappé, însă o să încercăm noi să scoatem cea mai bună formație. E bine, și această formație arată foarte, foarte bine. În teren avem pe Mbappé, Colomani, Dembele în atac, mijlocul Vitinha, Ugarte, Zaire, Meri, Nuno Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi în defensivă și în poartă Gianluigi Donnarumma. Banca de rezervă arată foarte, foarte bine, ba chiar și pe banca aceasta. E bine, Mbappé n-are nevoie doar de echipă, are nevoie și de un development plan bun, așa că haideți să vedem ce putem să-i punem pentru primul sezon. Și eu cred că un target player i s-a potrivit perfect pentru că oricum el o să crească destul de mult și vrem să crească cât de rapid posibil. E bine, Mbappé și echipa sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm sezon. Cu numărul 1 să vedem ce reușește Mbappé să facă la PSG. E bine, va fi interesant să vedem dacă Mbappé reușește aici să câștige Balonul de Aur în fața lui Haaland și da, nu reușește pentru că Haaland a câștigat Champions League-ul. E bine, hai să spun la primul sezon și vedem că Mbappé are 94 over, se pare că a crescut plus 3 în acest sezon, foarte, foarte bine pentru el. Însă restul jucător, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, se pare că Zaire Meri este cap supărat și Colomoni la fel. Însă haideți să vedem ce a reușit Mbappé să facă și a reușit 22 de goluri. Ok, not bad, not bad. Și 9 asisturi a reușit. Hai să vedem totuși, gata de a reușim. Nu reușim, se pare că la caset câștigă aici cu 23 de goluri date. Mai departe, Liga, nu pot să cred. What? N-a câștigat Liga cu PSG? Olympic Marseille câștigă Olympic Lyon în spate și noi pe 3, wow. Hai să vedem aici, câștigăm, câștigăm, ok. Cupa Naționale, hai să vedem, nu reușim. Ok, și în Champions League se pare că suntem pe locul 3, wow. Ne-am dus direct în Europa League, unde am fost coși de Liverpool în round of 16, wow, ok. E bine, în Euro, hai să vedem dacă s-a calificat, ok, cred că s-a calificat pentru play-off-uri. Pe locul 2, eu cred că da. O să vedem însă dacă reușește aici să câștige Euro. De asemenea, suntem în sezon cu numărul 2 și aș vrea să-l pun pe Mbappé pe lista de transfer pentru că vreau să plece de la PSG. Deocamdată, hai să vedem cum se bucură Franța. A trecut aici de grupe pe locul 2. În quarter finals, hai să vedem, se pare că bate Suedia cu 4-0, ok, și se pare că va juca versus Anglia în semifinale, foarte, foarte interesant. E bine, haideți să vedem dacă reușește și nu reușește. Franța pierde versus Anglia 1-0 și finala este între Netherlands, adică Olanda și Anglia. Se pare că prima ofertă de la Arsenal, ok, ofertă de 251 de milioane, wow, ok, însă a vrea să merge la Arsenal? Nu știu ce zic, hai să vedem totuși echipa. Ok, în atacă la pe Gabriel Jesus, însă este ok, putem să-i luăm locul. Pe right winger l-am pe Bukayo Saka, foarte bun jucător. Iar pe stânga, da, nu vă pe Martinelli, să sper că e mijlocaș. Ok, la pe Gnabry, Kai Havertz, Jorginho Partey, Declan Rice, Vieira, Odegaard, o echipă chiar ok. Pe stânga n-au nimic, însă pe stânga cred că putem să jucăm noi, gen left winger. Iar în defensivă vă pe Gabriel Acuna, ok, jucător interesant, Saliba, foarte bun, Thierry, Timber, Cher, Tomiasu, Zinchenko și în poartă este Ramsdale. Ok, o echipă chiar foarte bună. E bine, nu este una dintre cea mai bune echipe din lume, însă este o echipă chiar foarte bună, așa că o să mergem la Arsenal pentru primul transfer, iar după aia vedem unde ne ducem mai departe. E bine, și Mbappé pleacă pentru prima oară de la o echipă, pleacă de la PSG și se duce la Arsenal, unde sperăm că o să descurce foarte, foarte bine.
bine. Ei bine, am ajuns în Londra, unde mergem imediat să vedem cum stă echipa și să-l băgăm pe Mbappe. Ei bine, cred că cam așa va arăta echipa, eu zic că o să rupă. În atac avem pe Mbappe, Jesus cu Saka, mijlocul foarte frumos cu Kai Havertz, Declan Rice și Odegaard. În defensivă, Gabriel cu Saliba, White și Zinchenko și portarul Ramsdale. Banca de rezervă arată foarte bine și chiar și pe banca aceasta avem niște jucători interesanți. Însă prima și prima oară va trebui pe Mbappe să-l facem un left winger ca să stea acolo și să prindă toate meciurile. Ei bine, acum este un left winger, așa că haideți să vedem ce diferent plan o să-i dăm lui Mbappe. E bine, să fiu sincer, a început să crească cam greu pentru că are un overall destul de mare, însă putem să îl deblocăm în cască, joacă în continui, așa că noi o să punem un support winger. E bine, echipa este pregătită, așa că haide să simulăm sezonul numărul 2, data asta în Premier League cu Mbappe, să vedem ce reușește. E bine, și câștigătorul banului de aur este Vinicius Junior, ok. E bine, după sezonul numărul 2 se pare că Mbappe a rămas la 94 overall, echipa din jurul lui a crescut pe aici, pe acolo puțin, însă nu e chiar cum așteptam eu să fie. Hai să vedem totuși ce a reușit Mbappe să facă pe poziția de left winger data asta. A reușit acolo 29 de goluri și 9 asisturi, destul de bine. Mai departe, Gheata de Aur reușește? Nu reușește, pe locul 4 este el. Haaland este pe locul 1 cu 23 de goluri. Hai să vedem dacă a reușit. N-a reușit tot, pe locul 3 termină Mbappe. Pare că Arsenal este pe locul 3, City pe 2 și Liverpool pe 1. Competiție foarte, foarte strânsă acolo între Liverpool și City. Noi nu prea ne găsim pe acolo. Haideți să vedem în Emirates FA Cup, reușim ceva? Nu reușim. Carabao Cup reușim? Ok, reușim Carabao Cup cu 4-1, îi bate pe cei de la Wolves. E bine, se pare că Arsenal n-a fost în absolut nicio competiție europeană, din câte văd eu, se pare că în sezonul acesta nu este niciun Champions League pentru Mbappe. E bine, suntem în sezonul cu numărul 3, în continuare suntem la Arsenal, însă am luat decizia să îl transferăm pe Mbappe de la această echipă, pentru că nu cred că o să se descurce. Așa că Mbappe se va transfera din nou. E bine, se pare că am primit o oferte, însă la aceasta Parlam nu mi-a arătat-o, dar pe Newcastle am văzut-o și da, nu, o să merge la Newcastle, clar. E bine, și prima ofertă de la Real Madrid și se pare că ne dă pe Rodrigo, ok, interesant, pentru Mbappe, ok, bă, să fiu sincer, hai să vedem ce echipă au totuși. E bine, în atac, hai să vedem ce striker au, se pare că nu au niciun striker, oh, ba da, l-au pe Vlahovic, ok, interesant. În dreapta, pe Rodrigo, pe care vrea să ne dea nouă, și în stânga Vini, desigur. La mijloc, l-au pe Bellingham, Brahim Diaz, ok, Arda Güler. În defensiv, se pare că l-au luat pe Trent Alexander-Arnold, sau Robertson, ok, se pare că au luat fundașul lui Liverpool. Și Romero, interesant, iar în poartă, desigur, în continuare, Courtois. E bine, am făcut de vedere că acolo îl au pe Vlahovic, ar fi o idee să-l dăm pe Rodrigo ca să intre Mbappe pe dreapta, așa că până la urmă așa o să facem, acceptăm oferta și negociem aici cu Rodrigo. E bine, și Mbappe se pare că pleacă până la urmă la Real Madrid. Bine, și ajungem la Real Madrid, unde trebuie să faci aici niște schimbări ca să intre toți jucătorii interesanți. E bine, cam așa va arăta această echipă, eu zic că o să descurce foarte, foarte bine acolo cu defensiva asta foarte bună, mijlocul extrem de bun și atacul care eu zic că o să facă foarte multe chestii, însă trebuie să facem pe Mbappe un right winger data asta. Așa că mergem la Mbappe și îl dăm diferent planul pentru un right winger. E bine, acum că este un right winger, haide să vedem ce diferent plan îi dăm și da, inverted winger este perfect pentru el. E bine, echipa este pregătită, așa că haide să se punem sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușește Mbappe să facă la Real Madrid. E bine, haideți să vedem la data asta cine a câștigat balon de aur și este Mbappe, mă, let's go, mă, câștigă Mbappe primul lui balon de aur. Încă 4 și completăm obiectivul. Hai să vedem ce overall are Mbappe și are 95 overall, let's go, overall foarte, foarte mare. Împreună cu Vini, care și el are 94, destul de aproape de Mbappe. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit să dea. Și Mbappe a reușit să dea 30 de goluri, mă, și 18 asisturi, let's go. A rupt acolo în atac împreună cu ceilalți jucători, desigur. Haideți să vedem și cine a luat Gheata de Aur și este Martinelli. Ok, Mbappe pe locul 2 cu un singur gol diferent. Hai să vedem Liga, totuși reușim, mă, să câștigăm la Liga. Let's go, cu 91 de puncte egalitate, însă la acolo Veraj îi batem pe cei la Barcelona. În Supercopa, haideți să vedem. No, pierdem aici versus Atletico cu 2-1. Copa de Spania reușim, nu reușim, se pare că suntem scoși de Granada. În Supercup reușim, nu reușim, PSG ne bate. Bă, dar suntem bătuți peste tot. E bine, haideți să vedem ce a făcut în Champions League, se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă cu 16 puncte, însă în round of 6 ne scoate Leipzig cu 4-1 la penalti. Wow! E bine, am intrat în sezonul cu numărul 4, unde vedem că Mbappe este plecat la națională.
Însă înainte să ne uităm la naționala, haideți să vedem ce divinom la îi punem lui Mbappe. Bă, că cea mai pentru este White Playmaker, așa că White Playmaker o să-i dăm. E bine, haideți să vedem cine a câștigat aici World Cup-ul. Însă haideți să vedem parcursul Franței. Se pare că Franța termină pe locul 1 fără nicio înfrângere în grupa ei. În round of 16 se pare că dă de Monaco pe care îi bate cu 4-1. În quarter final se pare că dă de Italia pe care o bate cu 3-2. Însă în semifinale o bate Irlanda. What? Și se pare că va juca pentru locul al 3-lea și finala va fi între Irlanda și United States. Wow, ok, ce finală de World Cup. Hai să vedem, locul 3 reușim? Nu reușim. Se pare că Spania câștigă 3-1 și finala o câștigă Irlanda. Wow, în ce univers paralel câștigă Irlanda World Cup-ul? Nu știu. E bine, echipa arată foarte bine și este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul numărul 4 în continuare la Real Madrid. Haideți să vedem în 2026 cine este câștigătorul balonului de aur și este Mbappe, mă, let's go, al doilea balon de aur al său. Mare încă 3 nevoie ca să ajungă la 5. E bine, după sezonul cu numărul 4, Mbappe are 96 overall, let's go. Haideți tot să vedem câte goluri a reușit să dea. 40 de goluri, wow, și 14 asisturi, wow. A fost top la asisturi și top la goluri, a rupt Mbappe sezonul acesta. Hai să vedem gheata de aur dacă reușește, clar reușește cu 24 de goluri împreună cu acest jucător de la Barcelona. Hai să vedem că câștigă la Liga și reușim să câștigăm pe locul 1 cu 96 de puncte, departe de ceilalți am fost. Supercopa, haideți să vedem, reușim să câștigăm în finală contra acela Barcelona la penaltiuri. Copa de Spana reușim și Copa de Spana cu 3-0, let's go. Haideți să vedem ce a făcut în Champions. Se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă fără niciun lose. În round of 16 se pare că am dat din Milan pe care o bate cu 5-1 la generale, scopi am spart. În quarter final se pare că dă de Liverpool pe care o bate cu 5-4 la general. În semifinal dăm de City pe care o batem cu 6-4 la general. Iar finala se pare că vom juca versus Atletico Madrid. Hai să vedem că reușim și reușim să o câștigăm finala Champions League. Primul Champions League câștigat al lui Mbappe, 3-0 îi batem pe cei de la Atletico Madrid. E bine, suntem în sezon cu numărul 5 în continuare la Real Madrid și cred că o să stăm în continuare la Real Madrid pentru că se potrivește lui Mbappe. Însă pentru acest sezon, haideți să vedem ce diferit în plan o să-i dăm lui Mbappe. Și eu cred că cea mai pentru el este ori un White Playmaker, ori un White Winger. Dar cred că pentru acest sezon o să mergem pe White Winger. Haideți să simulăm și acest sezon pentru că Mbappe este pregătit și echipa la fel, să vedem ce va reuși să facă Mbappe în continuare la Real Madrid. Haideți să vedem pentru anul 2027 cine este câștigătorul balonului de aur și este Mbappe, mă, din nou, let's go, al treilea balon de aur consecutiv câștigat de Kylian Mbappe. Mai are nevoie de 2 și termină obiectivul acela. E bine, după sezonul cu numărul 5 se pare că Mbappe are 97 overall, mai are puțin ajunge la 99, însă vedem că Vini este accidentat. Haideți să vedem ce a reușit Mbappe să facă și 36 de goluri, foarte, foarte bine, cu 13 asisturi. S-a descurcat foarte bine, însă Vini a fost accidentat, din păcate. Hai să vedem la gheata de aur dacă reușim cu 25 de goluri, let's go. Câștigăm la Liga, câștigăm la Liga, let's go, cu 93 de puncte departe de Barcelona am fost. Supercopa, hai să vedem, reușim să câștigăm cu 3-2 versus Atletico de Madrid. Copa de Spana, reușim, nu reușim aici. În Supercopa, hai să vedem, reușim să o batem pe Bayern cu 4-1, let's go. Haideți să vedem ce a făcut în Champions, se pare că am ieșit din grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 se pare că am dat de Leipzig, pe care am bătut la penaltiuri cu 7-6. Însă în 4 finals dăm de Inter, care ne sparge cu 7-3, wow. Și finalista este Milan. Milan câștigă Champions League. E bine, suntem în sezon cu numărul 6, unde vedem că Mbappe este plecat la națională. Însă înainte să vedem ce a făcut la națională, haideți să vedem ce development plan îi punem pentru acest sezon. Și pentru Mbappe văd că este perfect un inverted winger, așa că asta o să-i dăm. Haideți să vedem ce a făcut în Euro și vedem că Franța iese din grupă cu 9 puncte, n-a pierdut nici pe care un meci. În 4 finals se pare că a jucat versus Polonia, Franța, pe care a bătut-o cu 3-1. Însă în semifinale este scoasă de Norway, adică de Norvegia, 2-0 de Haaland, mai bine spus. Și finala va fi Norvegia versus Olanda, care Norvegia câștigă. Wow, ok, interesant, interesant. E bine, Mbappe este pregătit pentru sezonul cu numărul 6, așa că haideți să
mână să vedem ce va reuși să facă în continuare la Real Madrid. În 2028, haideți să vedem cine este câștigătorul Balonului de Aur și este Mbappé, mă, let's go, mă, al patrulea Balon de Aur al său, mai are nevoie de încă unul și a completat acel obiectiv. După sezonul cu numărul 6, pare că Mbappé încă are 97 overall. Haideți să vedem ce a reușit el să facă, 40 de goluri, let's go, cu 11 asisturi, foarte, foarte bine pentru el. Hai să vedem gheata de aur, reușim aici să câștigăm cu 32 de goluri, let's go. La Liga reușim să câștigăm la Liga din nou, foarte aproape Barcelona, însă, not enough. Supercopa, nu reușim, nu suntem aici. Copa de Spana, nu ești aici. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League, se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă cu 11 puncte. În round of 16 se pare că dăm de Liverpool, pe care o bate cu 7 la 3 la general, o spargem acolo. În quarter final se pare că dăm de PSG, pe care o spargem cu 6 la 1 la general. Însă în finale ne scoate Juventus cu 3 la 2 la general. Iar finala este câștigată de Milan. E bine, suntem în sezonul cu numărul 7, iar în acest sezon o să încercăm să vedem dacă Mbappe se va transfera la altă echipă. Noi o să-l punem pe transfer list, însă o să așteptăm oferte. E bine, se pare că prima ofertă de la AC Milan, o echipă interesantă pentru că am văzut că a câștigat de tur la rând Champions League-ul, pe suma de 331 de milioane vrea să se transfere Mbappe, adică vor să-l cumpere cel la Milan, însă haideți tot să vedem ce echipa înainte să îl transferă. E bine, în atacă la opa acest băiat destul de interesant, Rafael Leao, care este foarte bun pe stânga, noi putem juca pe dreapta ba chiar. Ok, în mijloc la aici pe Benacer, Douglas Luiz, Garcia, Musa, care e bun, Olise, care și el e bun, care văd că e rămân, interesant. Iar și pe acesta, care nu o să încerc să-i pot numele. În defensiv îl are pe Hato, Kusunu, Teo Hernandez clar, însă restul nu-l prea cunosc. Iar în poartă este desigur Mainan, cu un comportar și interesant, francez. Da, chiar nu pot să-mi dau seama cine. E bine, nu este cea mai bună ofertă, însă este singura ofertă, așa că o să o acceptăm. E bine, și Mbappe pleacă în cele din urmă și de la Real Madrid, pleacă pentru a treia oară de la o echipă, merge la AC Milan. Bine, și am ajuns aici, în Italia, la Milan, unde o să vedem cum punem echipa ca să arate foarte bine. E bine, și cam așa va arăta echipa, Mbappe se pare că va fi nevoit să devină un striker ca să joace o lisă în dreapta, care este destul de bun și le-am un stâng. Mijlocul eu zic că e bun, defensiva ok, portarul chiar bun, chiar dacă nu știu cine e, dar ok. E bine, acum l-a făcut un striker, așa că haideți să vedem ce nivelul planului punem. Și ce am pentru el, se pare că e mobil striker, crește în 13 săptămâni, așa că o să-i dăm mobil striker. E bine, echipa este bună, Mbappe este bun, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 7, să vedem ce reușește Mbappe să facă data asta în Italia la AC Milan. E bine, haideți să vedem șansa lui Mbappe pentru a câștiga al 5-lea său Balon de Aur și haideți să vedem. Și este Mbappe? Nu, este Vini. What? Cum este Vini? Are un la mână overall la nimic. Nu a câștigat absolut nimic în afară de la Liga și câteva trofee de fapt. Wow, ok. E bine, după sezonul cu numărul 7, Mbappe are în continuare 97 overall. Se pare că s-a blocat la overall acesta. Însă haideți să vedem totuși are și să facă și 43 de goluri și 7 asisturi. Foarte, foarte bine s-a desurcat acărat, efectiv acărat AC Milanu. Hai să vedem gheata de aur, eu zic că da. Da, clar, categoric cu 33 de goluri, mamă, cât de departe de Nunez. Seria câștigăm, haideți să vedem și se pare că câștigăm pe locul 1 cu 85 de puncte. Diferența destul de mică însă de Roma, dar totuși noi câștigăm. În Super Cup, haideți să vedem, câștigăm și Super Cup. Copa Italia reușim, nu reușim, Udinese câștigă. Super Cup câștigăm, nu câștigăm UEFA Super Cup. Arsenal aici câștigă cu 3 la 2. Haideți să vedem ce a făcut în Champions, se pare că a fost în grupă destul de ușoară. Am terminat grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În Round of 6 se pare că am dat de Arsenal, pe care am bătut cu 4 la 2 la general. În quarter final se pare că am dat de Benfica, pe care am spart-o cu 5 la 1 la general. În semifinale am dat de Leverkusen, pe care am spart-o tot la fel cu 5 la 1 la general. Și final am jucat versus Manchester City, care am pierdut-o. Bă, nu pot să cred, mă, cum 2-0 în finală. E bine, am intrat în sezon cu numărul 8, unde vedem că Mbappe este în continuare aici la AC Milan și este la națională, însă înainte să ne uităm categoria la națională, trebuie să ne uităm ce diferent plan o să-i punem pentru acest sezon.
Și se pare că toate îi convin, însă o să mergem pe un poacher pentru că arată e sunt interesant și vrem să mărim shooting-ul la maxim. E bine, ultima șansă lui Mbappe pentru a câștiga în această simulare World Cup-ul. El este din grupa pe locul 1 cu Franța, 7 puncte, se pare că Argentina este pe 3, Germania pe 2. Hai să vedem mai departe în round of 16, unde vedem că Franța o bate pe Mexic cu 3-1. Mai departe se pare că toate Germania pe care o bate cu 3-1 la fel. În semifinal se pare că o scoate pe Portugalia cu 2-1 și se pare că va juca finala versus United States versus America cu 4-1 au câștigat ei versus Maroc. Al treilea loc, hai să vedem ce a câștigat al treilea loc și este Portugalia, ok. Însă finala, finala ne interesează. America versus Franța. Hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim, mă, să câștigăm finala World Cup, mă, let's go, cu 3-1 îi batem pe cei de la America. Batem America, Franța câștigă din nou World Cup-ul, let's go. E bine, echipa este pregătită, Mbappe este pregătit, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 8, să vedem ce va reuși Mbappe să facă în continuare la AC Milan. E bine, haideți să vedem în 2030 dacă Mbappe este câștigătorul Balonului de Aur și este Mbappe, mă, let's go, mă, al 5-lea său Balon de Aur. Mbappe reușește din nou să câștige Balonul de Aur, terminând astfel obiectivul acela cu Balonul de Aur. E bine, la sfârșitul sezonului cu numărul 8 se pare că Mbappe are overall de 96, deja a început să scadă, are 32 de ani, dar era clar că o să înceapă să scadă. Însă totuși, haideți să vedem ce a reușit să facă în sezonul acesta la AC Milan și 41 de goluri și 9 asisturi, mă, a rupt la goluri. Hai să vedem gheata de aur, reușim aici cu 29 de goluri, clar. Hai să vedem seria, reușim, mă, să câștigăm seria cu 81 de puncte, destul de aproape Bergamo Calcio, dar nu unde a ajuns. Hai să vedem EA Sports FC Super Cup și nu reușim. Copa Italia reușim, nu reușim, se pare că ne bate Torino în final. Haideți să vedem ce a făcut în Champions, se pare că ieșim din grupă pe locul 1 cu 11 puncte. În round of 16 se pare că dăm de Sevilla pe care o batem cu 6-4 la general. În quarter final dăm de Paris Saint-Germain pe care o batem cu 3-2 la general. În semifinal se pare că dăm de Roma pe care o spargem cu 5-0 la general. Iar finalul vom juca versus Arsenal, care reușim să câștigăm finala Champions League, mă. 2-1 versus Arsenal. Milan devine câștigătoarea Champions League, câștigând astfel Mbappe al 3-lea Champions League. E bine, suntem în sezon cu numărul 9 și în acest sezon, sincer, vreau să încercăm să îl transferăm pe Mbappe. Știu că o să fie destul de greu, are 32 de ani și încă rând o să facă 33, însă eu zic că se poate pentru că are overall destul de mic pentru un jucător ca el, mai ales că o să îmbătrânească și în continuare o să scadă. E bine, și se pare că prima ofertă de la Arsenal. Interesant, Arsenal încă ne vrea, însă, da, nu știu dacă să accept, chiar nu știu dacă să accept această ofertă. Hai să vedem ce echipă au. E bine, atacul arată foarte bine, Rodrigo cu Bucaia Saka și în vârf Roche. Mijlocul interesant cu niște jucători care nu prea cunosc, adică, ba da, Odegaard cu Vitinha. În defensivă se pare că se descurcă ok, o Saliba la 89, I like that. Iar în poartă se pare că au un regen destul de interesant, cred că habar nu ce este, de fapt este englez, dar nu știu. E bine, este o echipă destul de bună, așa că o să acceptăm această ofertă și o să mergem la Arsenal din nou. E bine, și se pare că Mbappe pleacă din nou de la o echipă și se duce la Arsenal. E bine, suntem înapoi la Arsenal, unde Mbappe este aici și sincer nu știu cum să fac, însă cred că am o idee. E bine, este ceva pentru că Rodrigo aparent e right winger, o să joacă pe stânga și Saka se pare că joacă doar pe dreapta. Cătălin Cârjan este titular, da, sigur. E bine, da, cam așa o să jucăm, nu prea avem cum pentru că este Roche aici și nu prea am cum să-l pun încă să joace și el, așa că Mbappe va juca în cutură striker, Saka în dreapta și eu o să-l fac pe Rodrigo left winger. E bine, pentru sezonul numărul 9, hai să vedem ce development plan punem lui Mbappe, chiar dacă o să scadă, însă, da, hai să-i dăm poacher. E bine, echipa arată chiar foarte, foarte bine, așa că hai să simulăm sezonul numărul 9 de data asta la Arsenal în Premier League, să vedem ce va reuși Mbappe să facă în continuare. E bine, haideți să vedem în 2031 dacă reușește Mbappe să câștige din nou al 6-lea lui Balon de Aur. Haideți să vedem și 9, data asta este Vinicius Junior. E bine, după sezonul cu numărul 9, Mbappe are 94 overall, mamă cât a scăzut și echipa e foarte, foarte tristă, wow, de ce? Haideți să vedem ce a făcut Mbappe, 27 de goluri, destul de ok și 12 asisturi. Gata de aur, haideți să vedem ce a câștigat-o și este, nu știu ce, Weeper, cred că așa se pronunță, însă, da, nu este Mbappe. Haaland și Papa au scris același număr de goluri. Hai să vedem Premier League dacă reușim. Nu reușim, însă, măcar ne-am pus într-un spot.
spot de Champions League pentru sezonul viitor. Pe locul 3 atâta s-a putut și se pare că Manchester United cu Manchester City la egal atât de puncte, însă Manchester City câștigă la gol averaj. Merită să fie cap, haideți să vedem, nu câștigăm aici, Preston câștigă, ok. Carabao Cup, haideți să vedem, nu, Chelsea câștigă aici. E bine, data asta am fost în Europa League, unde se pare că am ieșit din grupă cu 16 puncte pe locul 1. În round of 6 se pare că am dat de Salzburg, care ne-a bătut cu 4-2 la general. E bine, suntem în ultimul sezon, sezon cu numărul 10, unde vede că Mbappe este la națională pentru că este ultima lui șansă de a câștiga Euro. Însă înainte de asta, hai să vedem, poate cine știe, reușit să mai salvăm ceva, dar nu prea cred că o să scadă în continuare, însă, na, încerc. E bine, pentru ultima șansă lui Mbappe pentru câștigarea Euro-lui, Mbappe, din păcate, termină pe locul 3 cu 3 puncte. România se pare că are 4 puncte, nu știu cum, dar are 4 puncte și i-a bătut aici, dacă vedeți, i-a bătut cu 2-1, wow. Și finala cu cine câștigă? Spania, ok. Din păcate, Euro nu reușim, însă măcar am reușit World Cup-ul. E bine, echipa oricum arată foarte bine și suntem pregătiți pentru ultimul sezon, sunt curios cât de mult o să scadă Mbappe și ce o să facă, desigur. Haideți să vedem ultima lui șansă, ultima șansă a lui Mbappe de a câștiga Ballon d'Or, deși mă îndoiesc că o să câștige din cauza că este bătrân și probabil are overall de sunt nimic în momentul de față, însă haideți să vedem. Și este Haaland, wow, cum a putut să se termine. Fix rivalul său, Haaland, câștigă Ballon d'Or. Bă, măcar el a câștigat la început și la sfârșit, atât. E bine, după ultimul sezon, Mbappe în continuare are 94 overall, însă statul ne interesează, are 47 de goluri și 13 asisturi. Wow, cel mai bun sezon al lui. Wow, are 60 de contribuții în 58 de meciuri. Este incredibil acest jucător, 60 de contribuții. Haideți să vedem Gheata de Aur dacă reușește. Reușește data asta Gheata de Aur. Nu știu dacă am completat Gheata de Aur, însă data asta reușește cu 28 de goluri. Hai să vedem Premier League. Da, mă, reușim o Premier League. Chiar m-am întrebat pentru că m-am uitat la simulare și mi s-a părut că nu o să reușim, dar până am reușit cu 82 de punctele. Emirates SF Cup, hai să vedem, reușim și Emirates SF Cup. O, mă mir. Carabao Cup reușim? Reușim și ca... Ok, deja... deja e prea mult. Doamne, îmi va pe la 34 de ani să reușească atâta chestii. Hai să vedem totuși Champions League. Dacă reușim să câștigăm și Champions League, deja aici am sezonul lui din toate sezoanele. Arsenal se pare că iese din grupă cu 13 puncte. Mai departe însă, da, dă de Real Madrid și o scoate Real Madrid cu 3-2 la general. Real Madrid, care, să fim serioși, este mult mai bun decât Arsenal și a fost echipa favorită a lui Mbappe. Și finala este câștigată de Paris Saint-Germain, prima lui echipă. Interesant. E bine, cam aceasta a fost simularea lui Mbappe. Eu zic că n-a descurcat așa de bine. Mbappe oricum a scris foarte, foarte multe goluri. Cred că sigur am făcut obiectivul acela cu goluri. La obiective nu știu cum stă la trofee, să fiu sincer. 20 de trofee, eu zic că am reușit. Pe acolo, pe acolo suntem. La Ballon d'Or am reușit, știu sigur. La Ghetă de Aur însă, nu sunt sigur. Cred că n-am reușit. La asisturi eu zic că am reușit. La goluri eu zic că am reușit. Însă n-am reușit acel obiectiv cu overall-ul. N-am reușit, asta este. Eu zic că Mbappe s-a scoat destul de bine în această simulare și doresc să reușească aceleași chestii și în viața reală, pentru că da, să câștigi 5 Ballon d'Or este destul de greu. E bine, sper că v-a plăcut, uitându-vă la acest videoclip. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați caz când ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, pa, 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 pa.